În cele ce urmează, Alin, putem să urmărim un videoclip realizat de o trupă locală, dar detalii imediat după. Toate te pun la încercare, e lung drumul de la vis la realizare. Și tot ce faci are un semn de întrebare. Ai să râzi, dar mâine poate doare. Dar sunt liber să-mi dau seama că sunt destul de puternic să-mi vin teama. Nu trebuie să stau ascuns dacă vreau să meargă treaba. Că anii au trecut, n-au trecut degeaba. Și tot ce cald am lângă mine am familia. Și am grijă de mine cum am grijă de ea. Că ea mi-a dat tot ce înseamnă dragoste. M-a învățat să fiu cinstit corect față de tine. Se văd toate de aici, din casa mea, peluza, șercile, roșia, Montana. Luptăm cu tot să punem punctul după Basarabia. Ca peste ani să-și amintească și de noi istoria. Sunt liber să stau, sunt liber să plec. Sunt liber să încerc, peste toate să trec. Între bine și rău, îmi aleg locul meu. Drumul poate e greu, dar nu vorbim locul meu. Sunt liber să stau, sunt liber să plec. Sunt liber să încerc, peste toate să trec. Între bine și rău, îmi aleg locul meu. Drumul poate e greu, dar nu vorbim locul meu. Câte sunt? Sunt bine puse undeva și când îți vine rândul, te lovești de șansa ta. Toate se schimbă când treci de la rău la bine. Și ești în evidență chiar dacă ești în mulțime. Trebuie să fii special, să fii ca tine. Și lucrurile bune vor veni de la sine. Să ai curaj, să lupți ca și un câine. Și tot ce poți să faci azi, nu lăsa pe mâine. Liber să râd, să plâng, să stau, să fug. Liber să mint, să uit, dar liber până la un punct. Ai grijă cum îți conturezi viitorul. Că toți de lângă tine trebuie să își găsească rolul. Și asta este partea care dă culoare. Și nu trebuie să o lași să fie trecătoare. Și are cum ce poate să îți dea atenție. Libertatea nu emite nicio pretenție. Sunt liber să stau, sunt liber să plec. Sunt liber să încerc, peste toate să trec. Între bine și rău, îmi aleg locul meu. Drumul poate e greu, dar nu vorbim locul meu. Sunt liber să stau, sunt liber să plec. Sunt liber să încerc, peste toate să trec. Între bine și rău, îmi aleg locul meu. Drumul poate e greu, dar nu vorbim locul meu. Sunt liber să stau, sunt liber să plec. Sunt liber să încerc, peste toate să trec. Între bine și rău, îmi aleg locul meu. Drumul poate e greu, dar nu vorbim locul meu. Sunt liber să stau, sunt liber să plec. Sunt liber să încerc, peste toate să trec. Între bine și rău, îmi aleg locul meu. Drumul poate e greu, dar nu vorbim. Am putea să spunem că dacă îți scrie acolo rabie și liber, rabie pus pe liber. Bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Bună dimineața vouă și celor de acasă care ne văd la televizor. Felicitări pentru piesă, pentru clip. Mulțumim! Dar stai să lămurim puțin aici. Deci rabie... Este da, rabie, le rabie Kido, și este rabie, nu? Rabie Kido. Și Kido. B și rabie. Chiar putea să facem. Rabie și Kido. Da, rabie, tu ai făcut acum videoclipul acesta, dar... Nu cu mine, nu. Practic e piesa lui solo în colaborare cu Peter Zad. Cine e Peter Zad? Da, apar și tu un clip. Trebuia să... Păi apar și eu un clip. Erai așa de susținere. Suntem o trupă. Suntem o trupă și dacă ai văzut și el apare la mine în videoclip. Acum ceva vreme am fost și am discutat despre clipul doar cu ei. Care e piesa mea în colaborare tot cu Peter Zad. A venit rândul lui Rabie să facă o piesă solo. Exact, Peter Zad, ăsta e un fel de Peter Pan, apare în toate poveștile. Păi Peter talentat, e un fel de Peter talentat. Ideea e în felul următor, ne-am pregătit să facem albumul 4, venim după o pauză. Voi aveți deja 3 albume? Da, trei albume, 2006, 2007, 2008. În suspans în 2006, Amprente Urbane în 2007 și Exemple în colaborare cu Neco în 2008. Și din 2008 în 2012 am stat și am trăit și am voi, văzut. Voi, adică trupa personală asta. Trupa personală, da. Că voi împreună faceți trupa personală, dar mai aveți și câte un proiect. Da, și ne-am gândit pe albumul 4 personal să facem fiecare câte o piesă solo, la care, pe care să o promovăm la rând. Pe una am ascultat-o de acum câteva săptămâni, pe cealaltă, iată, acum câteva clipe. Acum am trăit și cală de vreo câteva zile. Hai zi-mi câteva cuvinte exact despre această piesă proaspăt. Această piesă a fost, cum a zis și Kido, făcută în colaborare cu Peter Zad. Tot el a făcut și instrumentalul. Produsă de Peter Zad,
textele le-am făcut, fiecare și-a făcut textul lui. De fapt, hai să vedem, că nu mai... Eu când ascult o piesă prima oară, nu pot să țin minte versurile, mi se pare că e prea mult. Atunci, fă o istoria filozofică a acestei piese, din știi, cum ai, care e povestea, versul? Povestea e liber. Cum vezi tu libertatea? Cum văd eu libertatea? Cum vezi tu liber? Sunt liber să fac ce vreau. Dacă democrația îmi permite, sunt liber să stau, sunt liber să plec, sunt liber să încerc peste toate și trec. Bine, până la urmă e metaforic spus, îți dai seama că libertatea o poți contura în foarte multe cuvinte ca să fie mai expresivă de atât, însă piesa e limitată în 3 minute sau cât are și... 2 minute jumate. Deci piesa e liberă până la 3 minute. Până la un punct. Până la un punct. Până exact. Apropo de asta cu libertate și până la un punct, într-adevăr libertatea, nu poți să spui libertatea înseamnă un infinit de acțiuni. Exact. Exact. Păi tu trebuie să fii liber să faci ce vrei tu, atât timp când nu-l deranjezi pe celălalt, nu? Exact. Libertatea ta se oprește unde începe libertatea celuilalt, cum ar veni. Sau da. Puțin asta înțeleg eu. Da, da, mi se pare normal și corect spus, adică atât timp cât ești în perimetrul tău, ești liber să faci ce vrei sau să gândești cum vrei sau să dansezi cum vrei. Corect, e ca și cum ai avea o carte cu o casă cu curte și tu dansezi în curtea aia cât vrei. Problema intervine când ai drumul prea mare, prea tare la muzică. De ce? Pentru că sunetul obraznicului. El nu stă mai în curtea ta. El merge cât e. Deci dansul e ok, ți-l ții, e libertatea ta. Cum am făcut noi la sala sporturilor acum, nu? Am înțeles că s-a auzit în tot flopilor, în centru, sus, în grădină. Ați avut acum concert în weekend? Acum duminică, seara, duminică, se vorbesc. Duminică, nu September Fest, a fost Timaful. Da, ai venit de la Timaful. Toată luna... Toată luna octombrie va fi Timaful, însă a fost deschiderea Timaf 5, 6 și 7. Cu concertele de la sala sporturilor, din sala sporturilor au fost și Paro Stelar, vor urma Lord of the Dance. Lord of the Dance a fost ieri, nu? Da, a fost aseară. A fost aseară, da. Da, bun, stai puțin. Voi ați avut pe scenă duminică de cântat, ce ați cântat, din albumul 3 sau ați scos am din 4? Avem un playlist care include toate albumele, deci piese din toate albumele. Piese mai vechi, piese mai noi, amestecate acolo. Printre ele mai punem și de pe albumul 4, piesele care deja sunt lansate au fost greu de difuzat, doar cu ei. Liberalul. Și toate sunt pe stilul de hip-hop, nu? Da, da, da. Mai ascultă lumea acest gen? Da. Cum îl simți? E la mare modă dance-ul. Da, de ce nu vă schimbați și voi pe dance? Tot a fost dance-ul la modă. Tot da, da, parcă acum, știi că în perioada în care s-au lăsat Biggie Mafia, La Familia și mă rog. Erau alte celelalte vremuri. Atunci alte vremuri. Era curentul ăsta, hip-hop. Dance-ul atunci era așa, dat la o parte, dar acum... Era pentru că era nou hip-hop-ul. Deci era nou și hip-hop-ul. Probabil era cea mai... cum să zic, cea mai specială chestie care apărea după Revoluție, după muzica special, care se făcea înainte de Revoluție și ce a venit după aia. Până la urmă, era muzica care trimitea cel mai concret mesaj, poate puțin vulgar, lumea nu era obișnuită cu așa ceva. Ne, puțin este un cuvânt relativ pentru piesele lui celor de la Biggie Mafia. Normal, normal, însă hip-hop-ul s-a schimbat mult la noi în țară, a evoluat, nu înseamnă hip-hop-ul neapărat conjurături. Cum vedeți și în clipul lui Rabie, și-a păstrat esența, adică transmite un mesaj. Reuși să faci o piesă de hip-hop cu jurături și a ta avea? De mult facem. Avea de ceva subțire, da? Mă rog, consider că în jurăturile... sunt inerente vieții, nu? La mă rog, consider că puse la locul potrivit, da, au farme cu care lor trebuie și au farme cu lor. Chido și înjurăturile fermecătoare, dacă au farmecul lor. Nu vreau să magia înjurăturilor. Pe unde ați filmat? Asta ai să eu am văzut Piața Mihai Viteazul. Piața Mihai Viteazul, da. Filmările au fost doar în Cluj. Da. Păi dacă tot avem un oraș frumos, de ce să nu... Piața Mihai Viteazul, filmat pe un blog, Piața Mihai Viteazul, prin centru, așa mai mult. A fost complicat la filmări? Nu. Te-a pus să faci 1000 de lucruri? Nu, chiar am lucrat cu doi băieți foarte talentați. Cu cine? Anul 2 în domeniu. Da? Sergiu Timar și Bogdan Coste. Au fost foarte deschiși, le-am dat toată încrederea mea. Chiar am avut foarte mare încredere și cum mi-au dat clipul l-am și pus pe... l-am pe YouTube, pe internet. Deci n-am stat să analizez nimic. Sunt deci chiar... prietene, n-ai pus exact bine cadrul ăsta. Sunt foarte talentați și... cum să spună... am lucrat deja cu câțiva băieți din domeniul ăsta
și ne-am înțeles foarte bine și cu ei, la modul, e primul lor videoclip practic oficial al unei piese și cred că e un videoclip reușit, chiar dacă e simplu, pentru că a fost gândit ca un clip de imagine. Și am încercat să inserăm și o mică poveste în el și asta ne-a reușit. Cum eu stau pe bloc, gândit, dimineața, fumez o țigară și vine cineva, îmi ridică moralul, hai cu mine, hai în oraș. Și vine, apare la un moment dat o prietenă de-a mea, Paula Rotar, care e colegă cu Sergiu Timar. Și i-am făcut și un mic rol acolo și a fost cu plus. Și practic la final, cum se vede, suntem toți băieți acolo, susținem mișcarea lui Rabie, mesajul lui Rabie. Trebuia să fim mult mai mulți dacă era să fim toți. Mai prieten, cât a costat videoclipul ăsta? Confidențial. Confidențial, dar să zicem așa, între, costat, între 200 de euro și 4.000 de euro. La început. Deci, către. Sub 1.000. Asta înseamnă că nu ai plătit-o pe prietena ta, pentru că vorba aceea, deci a făcut-o așa, l-ai pus pe Kido, nu l-ai plătit să fii figurant. E luat tinerii studenți, le-ai oferit șansă să se afirme, deci e și asta o soluție, într-adevăr, să faci treburile să se miște, fără să fie neapărat mulți bani. Exact. Și produsul e bun, chiar bun. Da. Deci toată lumea e mulțumită și noi și băieții sunt mulțumiți și... A fost, Sergiu a fost chiar acum la sală și a făcut un mic material despre Cluj cu noi, chiar la începutul evenimentului, pe urmă niște poze. Am captat practic intrarea noastră pe scenă cu intro, începuse DJ Wicked să facă niște scratch-uri, suporterii, o parte din suporterii universității au fost acolo, au transmis un mesaj și am intrat cu numai prima piesă în concert la Sala Sporturilor și a fost așa... un mare impact, ca și în, la fel ca și în mai, cum am intrat și în mai. De când am scos piesa nouă, când Legendele prin viață, am optat să o punem pe cea veche la începutul concertului și la sfârșit pe cea nouă, când Legendele prin viață. Este de strategie concertistică. Ceva de genul. Cum da, oarecum. Da. Bun. Această piesă, acest clip, poate fi urmărit pe YouTube? Da, poate fi urmărit pe YouTube. Da. L-ați spus și pe pagina de Facebook? Aveți pagina de Facebook fiecare? Am separat. Pe trupă avem separat avem... și am făcut și mai nou, chiar am făcut și personal official. Nu știu, nu știu dacă o găsește lumea când dă search, dar... Caută lumea și să dea like. Nu e foarte complicat, o să găsim personal official. Personal official. Probabil o să mai punem România sau ceva ca să fie mai ușor de găsit. Și o să ținem la curent acolo cu tot ce înseamnă. Cum s-am zis, lucrăm și la site, încă se lucrează, am început cu designul. Și hai să spunem un pic de proiectele care urmează. Suntem în lucru la greu de difuzat, la clipul greu de difuzat. Chiar astăzi de aici o să filmăm ultima parte a filmărilor, o parte am filmat-o acum o săptămână, două, nu ne-a mai permis timpul să facem și ziua asta de filmare, de asta s-a decalat așa mult. Și partea cea mai interesantă e la piesa Vreau, care este în colaborare cu corul Jubilate din Cluj. Deci aveți un cor în background care... Nu în background, avem un cor pe piesă, are piesa, un rol foarte refren. Principal. E pe refren, au o voce din cor, Coco, a făcut, cum zici tu, backing vocals-urile pe piesă și piesa mai este în colaborare cu Cristi Chelsoi, chitaristul Trupel Negru, de exemplu. Mă rog, el a colaborat cu mai multă lume, nu e strict chitaristul El Negru, dar probabil că e poate un lucru să-l asociem cu cineva. Da. Da. De corul Jubilate pot să spun că ei cântă la Biserica din Cipariu și au avut numeroase colaborări cu Teatrul Național, cu Opera Națională, cu Filarmonica și așa mai departe. Sunt majoritatea, dacă nu toți, absolvenți ai conservatorului din Cluj sau de prin alte părți. Și o să apară, cred că undeva în noiembrie, până la jumătatea lui noiembrie. Așa sperăm, intenționăm să... terminăm cu filmările luna asta până la sfârșit, după aceea se la montaj. Clipul va fi realizat cu Persona Media Production, o echipă care fac lungmetraje din Cluj, foarte talentați,
o aparatură și avem încredere maximă în proiectul ăsta. Da, sunt convinsă că o să și plătească bani, că bă, le facem acum atâta reclamă. Bine, mulțumesc foarte mult, Chido, mulțumesc, Ravie. Succes în continuare cu aceste clipuri și cu proiectele la care lucrați și aștept să vedem un nou clip. Le urmărim și pe cealaltă. Da. Sigur, o să vă ținem la curent cu proiectele noastre. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim. Și salutări celor de acasă. Și noi imediat ne pregătim și de concurs. Istoria, sunt liber să stau, sunt liber să plec, sunt liber să încerc peste toate să trec, între bine și rău.